Și ce-mi doresc pentru Parlamentul României? Să trimite Dumnezeu un duc de trezire spirituală. Nici o lege în 2024 să nu fie dată care să fie în contradiție cu cartea Și vreau să mai rog ceva pe Dumnezeu, să pună pacea în Parlament. Să alunge duhurile care sunt de partidă. Și probabil că anul ăsta, nu știu dacă e electoral sau nu, dacă înțeles că e, câte coorte de ce vor încerca să frămițeze țara asta. Eu mă rog să coboare pacea lui Dumnezeu. Să binecuvinteze Domnul și președintele și pe toți. Și un lucru îmi doresc, să se aud într-o zi în România asta, că se declară rugăciune națională. Fiecare român, oriunde s-ar afla, la anumite oră, să ne rugăm, să căutăm fața lui Dumnezeu. Dacă păgânii din Ninive au putut să decreteze și împăratul ăla care a auzit prima dată un mesaj de avertizare, încă 40 de zile și Niniva va veni nimicită. Oare